Hello, 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 everybody, everyone. Voilà. Să te trezești dimineața și să te dai pe leagăn, în leagăn, în leagăn, nu pe leagăn, în leagăn. Să ai în jurul tău o asemenea priveliște și să mai și te dai în leagăn, liniștit, vreo jumate de oră. Măi, fericit este cel care iubește natura. Pe mine nu mă interesează restul zilei, când sosește dimineața, restul zilei o pun deoparte, pentru că este restul, și mă ocup de momentul în care eu trebuie să fiu liniștită și să stau cu mine însă și să petrec timpul în natură. E cam târziu aici, e 7 și ceva. În Canada păsările au încetat să mai cânte. Mâine o să vin mai de dimineață. Sper să găsesc păsărelele cântând în continuare, pentru că ele cântă așa cam de pe la 5 și până pe la 7. La 7 încetează și ele să cânte. Și eu în mijlocul naturii. Da. Deci cam asta e dimineața asta. Vă doresc să aveți dimineți cu ferestre deschise. Cu ferestre deschise către suflet, este cântecul ăla. Dimineți cu ferestre deschise, dimineți cu plecări de cocori, dimineți pentru aripi și vise. Cam așa. Deci să ne deschidem aripile către suflet, către noi înșine. Să ne cunoaștem un pic în afară de materia asta care a pus stăpânire pe toată lumea, ca să aibă, ca să avem, ca să facem. Băi, fraților, duceți-vă în natură, cum deschideți ochii. Nu vă spun cum vă încărcați. Vă încărcați energetic și nu aveți nevoie de nimeni și de nimic ca să vă încarce pe timpul zilei. Nu aveți nevoie de atenție, nu aveți nevoie de nimic. De aici vă salut și vă zic că sunt în leagăn și sunt ok. Bye.